atrage atenția la eficiența energetică. Sectorul energetic emite cele mai multe gaze de CO2, iar la noi aproape jumătate din toată energia folosită se cheltuie în sectorul rezidențial, adică în casele noastre. Eficiența energetică include în sine izolarea termică a casei, trecerea la electronice eficiente energetice și alte acțiuni de reducere a emisiilor. În descrierea filmulețului vei găsi mai multe resurse despre eficiența energetică și energia regenerabilă modernă. Mănâncă mai puțină carne și lactate. Adaugă regulat în meniul tău cât mai multe opțiuni vegetariene și vegane. Agricultura animalieră cheltuie o cantitate enormă de apă, sol agricol și e responsabilă de o bună parte de emisiile de metan, un gaz cu efect de seră de 10 de ori mai puternic decât CO2. În descriere vei găsi mai multe informații despre acest subiect. Alege transportul public și alternativ în interiorul orașului. Orașul viitorului nu este plin de automobile private Tesla. Pe planeta noastră pur și simplu nu există atâtea resurse. De aceea trebuie să trecem la transport public electric modern, comod, rapid și ieftin. Iar automobilul privat, chiar dacă este electric sau hibrid, să fie folosit doar pentru călătorii între localități și nu pentru călătorii zilnice în cadrul orașului. Reduc până la zero folosirea obiectelor de unică folosință, chiar dacă acestea sunt compostabile. Dacă ceva e compostabil, nu înseamnă neapărat că va fi compostat. Și țineți cont că pentru producerea oricărui obiect se cheltuie resurse și energie, și deci se emite emisii de CO2. În obiectele de unică folosință se includ pieturi în care se vinde apa, ustensile de bucătărie, pungi din plastic și din material organic, șervețele din hârtie, paiuri, baloane. Compostează deșeurile organice sau cel puțin separă-le de celelalte. Deșeurile organice sunt resurse prețioase care, atunci când ajung la gunoiște, devin sursă de metan și pot provoca autoincendierea mobilei de gunoi. Compostarea resturilor alimentare în oraș și a tuturor resturilor organice, inclusiv frunze sau iarbă tăiată, este o practică ce trebuie să fie prezentă în viața fiecărui om conștient. În descrierea videoului vei găsi surse despre compostare, cum se face, cine te poate ajuta. A șasea acțiune este bonus. Ea ține de a fi cetățeni activi, nu doar consumatori responsabili. Asta înseamnă să vorbim cu oamenii din jurul nostru despre temele ecologice, să comunicăm cu administrația locală și cu aparatul de stat prin toate instrumentele democratice existente, începând cu votul, continuând cu diferite scrisori și petiții, participarea la consultări publice și terminând cu proteste, marșuri și acțiuni publice de creștere a conștientizării. Haideți să fim vocali despre protecția mediului înconjurător, alăturate comunităților ecologice.